adaptat. Problema este că la început, ca fiecare om, ai un mentor, interesul este să ai familii puternice, să scoți cât mai mult miere, nu? Că asta este, nu? Miere, să vin, să faci polen, produse, cutare, roiuri, așa, da. Ei, și normal, că te dai pe lângă unul, citești o literatură, la un moment dat, când începi să evoluezi, îți dai seama că sunt lucruri care, întrebări care nu au răspuns. Ce nu mi-a plăcut mie, că asta m-a deranjat și m-a făcut să evoluez aici, a fost chestia, băi, nea Costică, dar uite, Andrei, Albina e deșteaptă, mai știe ea ce are de făcut, mai bine ca noi, noi trebuie să ne vedem de treaba noastră. E lucrul ăsta mie nu mi-a plăcut. Bun, treaba noastră în expresia doamnilor respectiv era ideea de stors miere. Nu, da, oricum și îngrijirea lor și totul făcut așa cum considerăm noi din punct de vedere a meseriașului, că la un moment dat Albina știe ea mai bine decât noi. Ei nu, eu am încercat să înțeleg lucrurile astea și mi-am dat seama de fapt că într-adevăr Albina știe, dar partea proastă este că n-o știm noi, pentru că noi am plecat cu foarte multe teorii stabilite de la început de câte moșii și strămoșii noștri, preluate de către oamenii de știință, da? Puse frumos în context cu cercetări pe baza acelor teorii. Și eu consider la ora actuală că avem cel puțin 50-60% din drumul în apicultură bazat pe teorii false. Sau nu false, cel puțin greșite. Ca de exemplu, că noi vorbim și oamenii să zică că filozofăm, să facem politică. Nu. Vă dau un exemplu. Eu am pus odată ca și în religie, da? Există două ramuri în religie. O religie crede într-un mormânt gol, altă religie crede într-un mormânt cu scheletul acolo, da? Cât de mari sunt diferențele, da? Așa și aici am zis. Dacă dumneata crezi că Albina tânără, Doica, nu îngrijește puietul și devine culegătoare, și după aia revine după culeș și începe să îngrijească puietul, vei face un fel de apicultură. Dacă nu crezi lucrul ăsta, care de fapt e adevărat, că ea nu poate să facă lucrul ăsta, că din punct de vedere glandular nu are cum de așa, vei face un alt fel de apicultură. Să crezi că roirea este pentru înmulțire, când de fapt roirea o consideră o restartare și o fugă de acasă, la un alt domiciliu și în urmă rămâne haosul, faci un fel de apicultură dacă crezi că e pentru mulțire, dacă nu crezi lucrul ăsta, faci un alt fel de apicultură. Stai puțin, aici trebuie să reformulez, că poate ascultă fiica mea emisiunea sau feciorul și pe urmă zice că trebuie să roiască, că să plece de acasă, știi? Păi nu. Problema, realitatea despre roire este în felul următor. Dacă ar fi fost pentru înmulțire, da? Așa. Cum fac toate păsările, mamiferele, da? Domnule, mi-am făcut ouă, puișorul a ecluzionat acolo, avem grijă de el, îl creștem, îl învățăm să zboare, îți duce la casa lui, îl ajutăm să căsătorești, pleacă la casa lui, da? Dar, de fapt, familia de albine face în felul următor. Eu am 5 copii și mă hotărăsc cu nevastă mea, bă, plecăm de acasă. Și am plecat de acasă, ne-am dus la altă casă și îi lăsăm pe ăștia, descurcați-vă, băi, și mulțeți-vă. Cam așa rămâne în urma unui roi. Ca să înțelegem un lucru, de fapt, trebuie privit așa. Dacă e pentru mulțire, de ce nu e o organizare acolo? De ce familia, deci roirea, când apare fenomenul ăsta, frigurile roitului, sunt doar argumente negative. Îi din cauză că, îi că nu are, îi că nu-i convine, îi că nu-i place, îi că aia și că aia și că aia și că aia. Păi stai o leacă, tată, păi ea de fapt se înmulțește ca orice chestie, nu? Păi atunci cum se înmulțește de fapt dacă ea fugi de acasă? Ce am hotărât noi oamenii, ce am văzut noi moșii, strămoșii noștri, a fost în felul următor. Ia uite, băi, ce de-a boce aici, de ce li se mulțesc? Ia să mă mulțesc eu. Da, tu o mai găsi modalitatea de a-ți mulți numărul de familii de albine. Dar nu înseamnă că botcăraia aia și tot ce e acolo, matca a făcut-o pentru mulțire. Dacă ea am zis așa, bă, dacă era pentru mulțire, primul lucru, cel principal, da? Că era pentru mulțiri, făcea așa. Vasilic, ai ecluzionat, te-ai împerecheat, da? Ia-ți un lot și pleacă. Deci făcea familia pui, coordonat și controlat de către familia de bază, da? Picând acum givace, mămicuța își ia un lot de acolo și dispare. O familie de albine care nu funcționează deloc, da? Dom'le, orice îi face, nu vrea, nu muncește, nu nimic, da? Cu matcă, că-i bătrână, că-i proastă matca, roiește? Și l-ai prins roiul pe o creangă, da?
Să fie schimbat ca stupului respectiv. Mă auzi că am văzut că te-ai întrerupt ca imagine. Da, te-am auzit că mă bruiau pe WhatsApp. Ne auzim? Alo? Ne auzim, ne Andrei. Alo? Vai, e capul meu. Ne auzim, da? S-a picat. Da, acum ne auzim. Pierdus în conexiunea. Am văzut. Se mai întâmplă asta viața. Stai puțin. Păi, dar hai, la gheboaia ce fac. Revin dacă nu m-am auzit. Nu, da, cum? Te-ai auzit. Sper că și colegii te-au auzit. Eu vreau mai să te... Vai, de capul meu. Alo? Mă auzi? A, eu te aud întrerupt, nu știu cum mă aud eu. Te auzi bine? Da, mă bucur. Deci dacă nu m-am auzit acolo, da, în fine. Revin cu ideea. Deci dacă... Da, zi. Legat de eroire, am înțeles treaba aceasta și te las să o argumentez, dar vreau să-ți dau și eu așa o provocare, că am zis că vreau să te necăjesc în seara asta, așa, cu întrebări. Dar nu, că de fapt eu nu vreau să vorbesc despre eroire, care e părerea mea. Eu aș da chestia asta ca temă. Temă să o studieze lumea, adică să privească un pic eroirea din alt punct de vedere. Dar cum găsim schimbarea liniștită? Că altă dată se spunea că e o eroire eșuată sau o ejaculare precoce, scuze metafora. Din vorbe pe aici, pe acolo, vorbeau apicultorii. Primul care a spus-o într-o carte, dar nu clar spus așa, a fost Rutner în 1986, când s-a tradus cartea și în limba română, deci la tipografia Pimonde a făcut așa, da? Spunea acolo că unii apicultori spun că schimbarea liniștită e o roire neterminată. Și mie chestia asta m-a zgâriat la urechi și mi-am dat seama de fapt că în general roirea și schimbarea liniștită reprezintă de fapt o restartare a familiei. Deci practic se restartează. Și eu asta recomand la apicultori, că e o temă care se poate discuta mult. Există mii și mii de argumente din partea mea, există și din partea cealaltă. Dom'le, studiați și vedeți o altfel de roirea, nu o priviți că ar dori să se înmulțească. Și de fapt roirea reprezintă niște necazuri care mă obligă să plec. Și atunci dacă vezi din punctul ăsta de vedere, vei vedea că altfel trebuie să discuți cu familia de albini ca să nu mai creezi necazul să pleci de acasă. Iar cum puneam întrebarea aceasta, schimbarea liniștită este o roire sau este o... Nu, e o restartare. Cu origine. Cei care n-au înțeles au spus că e o roire neterminată în sensul că tot același lucru se întâmplă, da? Dar se restartează familia. Deci ce se întâmplă? Noi nu știm dacă în natură, deci aici, da. Noi nu știm dacă în natură roii își schimbau liniștit matca. Nu știu. Corect, n-a venit nimeni să spună că într-un roi, într-o scorbură, a văzut că s-a schimbat liniștit matca, da? Și atunci eu am ies pe principiul ăsta. Bă, frate, în scorbura aia la un moment dat, nevinind Nistor și cu Ignatov să schimbi fagurea, ajung într-un hal fagurea încât nu se mai poate conviețui acolo, da? Da. Corect, și familia și-a luat tâltăboața și-a plecat de acolo, s-a dus în altă scorbură, da? Și din urmă a venit. Găselnița și-a distrus tot, șoriceii, păsări, licutare, așa, plus copacul, da? Plus copacul, că găselnița asta nu e aiurea făcută să distrugă celuloză și chestii din astea. Ea se lipește pipereții scorburi, distruge tot, la un moment dat scorbura aia rămâne curată, vine copacul din urmă, cicatrizează, nu? Altă familie cândva vine și găsește casă. Eu am zis așa, dacă Dumnezeu a creat lumea asta albinelor să se înmulțească, trebuia să facă șori. Clienți acum, știi că e un an roitor. Nu, mie mi se pare că și roirea și schimbarea liniștită sunt doar niște restartări. Am înțeles. Pe considerentul că ceva nu e normal acolo.